Luni 29 octombrie, între orele 9 și 16, curentul electric va fi întrerupt în localitatea Bârjoveni din comuna Secuieni. Marți 30 octombrie, între aceleași ore, 9 și 16, energia electrică va fi întreruptă în localitatea Miron Costin din comuna Trifești. În aceeași zi și în același interval orar, energia electrică va fi sistată în localitatea Climești din comuna Făurei. Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ziua de 30 octombrie și în comuna Tămășeni, între orele 9 și 16. În localitatea Tuțcanii din Deal, din comuna Bahna, curentul electric va fi întrerupt în aceeași zi de marți, tot între orele 9 și 16. Miercuri, 31 octombrie, în intervalul orar 9-17, este programată întreruperea curentului electric în localitatea Climești, din comuna Făurei, și în localitatea Trifești. Joi 1 noiembrie, între orele 9 și 17, furnizarea curentului electric este sistată în localitatea Trifești și în Secuieni. Vineri 2 noiembrie, între orele 9 și 15, energia electrică va fi sistată în Trifești. Programul de întrerupere a energiei electrice va fi extins pentru prima dată și sâmbătă 3 noiembrie, între orele 8:30 și 16:30, în Săbăoani, dar și în comuna Ghereiești, localitatea Tețcani. Distribuitorul de energie electrică atrage atenția că, în cazul în care vor interveni situații neprevăzute, programul de întrerupere a energiei electrice ar putea fi modificat. Relații se pot obține de la sediul punctului de lucru roman al companiei Delgaz Grid, din strada Alba Iulia, numărul 12, și la telefon 0233 20 55 40.